Salutare, oameni buni, sunt Andruc, bine ați venit la Chasing Bets. Ieri am avut biletul câștigător, a fost un bilet destul de simplu, deși rapid a avut emoții, a fost 2-2 la pauză, apoi 3-2 pe final. Ionița a fost foarte, foarte bun. Am avut unul rapid și unul Bilbao. Pentru ziua de 7 octombrie am avut, o să vă propun biletul meu. Așa, am jucat Burnley cu Chelsea. Chelsea este pe loc de mijloc, pe locul 11, are 7 victorii, 6, 2 victorii, 2 egaluri. Au jucători, au cumpărat foarte mulți, este Mudric, Chukwueze, acum Chukwuemeka am înțeles că va reveni acum și acel Caicedo va reveni astăzi la Chelsea. În continuare, Nkunku, jucătorul cel mai bun probabil, fi fost cea mai bună achiziție, dar e încă accentat și e în recuperare. Chelsea totuși a făcut o victorie etapa trecută la Fulham. Burnley este antepenultima cu a doua cea mai slabă apărare și pe goluri primite. Nu cred că Burnley poate face față. Minus 10 gol averaj, a doua doar 6, a bătut pe Luton, care și Luton e aici la coadă. Chelsea, cum am zis, are o defensivă totuși bună, 6 goluri, chiar dacă a pierdut cu Aston Villa și cu Nottingham. Au un lot destul de mare și am înțeles că de pe site oficial că Chukwuemeka asta va juca. Eu am decis să joc o repriză, câștigă Chelsea. Să câștige măcar o repriză. Câștigă o repriză Chelsea la 1-3-6. Apoi meciul Leipzig cu Bochum. În campionat Leipzig este pe locul 2. Un parcurs excepțional. Știm că a făcut 2-2 cu Bayern München acum o etapă. A avut alte meciuri în care a marcat câte 2 goluri. Doar în meciul cu Gladbach a marcat un singur gol. Au luat bătaia acum în Champions 1-6, 1-3 cu City. Bochum este în schimb una dintre cele mai slabe. Are 4 meciuri. Are 3 egaluri. 2-2, 1-1 cu Dortmund, acel 1-1 cu Dortmund a fost un rezultat mare, cu Frankfurt 1-1, apoi a primit 7 de la Bayern, 3 de la Gladbach. Eu zic că Leipzig poate să marcheze lejer 2 goluri. Am pariat Leipzig marchează 2 plus la o cotă de 1-28. Leipzig să marcheze 2 goluri, cel puțin astăzi, cu acel jucător Openda într-o formă remarcabilă. Iar la Botoșan cu FCSB este meciul de seara, de la 21:30. FCSB evident favorită, cea mai bună echipă în acest moment în campionat, pe locul 1. FCSB a marcat 2 goluri aproape în toate meciurile, are o medie de 2 goluri. Botoșan a primit foarte multe în ultimele 5 partide, a făcut 2-2 cu UTA și cu Hermannstadt, au pierdut cu Rapid 1-3 și au pierdut la Craiova 1-5. Nu văd pe Botoșan să aibă mari șanse, dar cota este măricică la FCSB, e o deplasare. Totuși 9 din 11 meciuri FCSB-ului s-a marcat gol în prima repriză. Așa că am jucat X2 și gol în prima repriză. X2 și peste 0 în prima repriză la 1.67. Ăsta este biletul. Botoșan nu cred că are cum să le pună mari probleme și gol în prima repriză să se dea, iar apoi FCSB nu cred că pierde meciul. Se pare un pariu foarte bun la 1.67. Asta este biletul meu, cotă de 2.90 pentru sâmbătă 7 octombrie, dacă jucați și voi, dacă le jucați și voi sau dacă vă inspirați din ele, zic, hai să avem baftă.